Iubiți credincioși, dragi iubitori ai muzicii, atât cei de aici din catedrală, cât și cei care ne urmăriți în transmisiune directă, bună seara și bun venit la acest program muzical extraordinar de orgă. Timp de aproximativ 40 de minute, tânărul organist Vlad Vișenescu ne va încânta cu sunetele sublime ale orgii, regina instrumentelor muzicale. Programul propus face parte din cea de-a doua ediție a proiectului intitulat Orgile României, care a început pe data de 2 iulie și se va încheia pe data de 9 iulie, străbătând diverse orașe ale României unde se află orgi funcționale: Arad, Sibiu, Alba Iulia, Mediaș, Iași și București. Astăzi, așadar, proiectul poposește în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, unde se află această orgă clasică de proveniență din Germania, cu 3 manuale, un pedalier, 3882 de tuburi și 43 de registre. Pentru a-l cunoaște puțin pe cel care ne va încânta cu acordurile orgii, vă prezint câteva detalii din biografia sa. Vlad Vișenescu s-a născut la București la 7 mai 1998, într-o familie de muzicieni. A început studiile de specialitate în muzică la vârsta de 7 ani la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București. Pe parcursul celor 12 ani de școală, a studiat pianul sub îndrumarea profesoarei Mihaela Zamfirescu. În prezent studiază orga la Universitatea Mozarteum din Salzburg, Austria. De asemenea, din octombrie 2017, a avut onoarea de a prelua postul de organist al Bisericii Parohiale din Grödig, Austria, în cadrul căreia participă la buna desfășurare a slujbelor și sărbătorilor aferente cultului romano-catolic. În paranteză fie spus, în bisericile din România există peste 1000 de orgi. Acestea reprezintă un tezaur de tradiție culturală pe cât de bogat, pe atât de neștiut de public. Repertoriul ales de Vlad Vișenescu propune o panoramare plină de culoare a modului în care s-a scris pentru regina instrumentelor în secole de istorie a muzicii. Îl vom asculta așadar în cele ce urmează, interpretând următoarele 7 lucrări. Nici nu se putea un număr mai sugestiv. Georg Muffat, Toccata prima. Johann Sebastian Bach, preludiul de coral Wenn wir in höchsten Nöten sein. Johann Sebastian Bach, preludiu și fugă în do major. Johannes Brahms, preludiul de coral Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? César Franck, fantezie. Max Reger, Kyrie eleison. Și Max Reger, Gloria in excelsis. Vă dorim tuturor audiție plăcută.
Mulțumim, mulțumim, Vlad Vișenescu. Am rezervat pentru acum, la sfârșit, acest aplauz îndelung. Am așteptat cu sufletul la gură, parcă să nu se mai termine. Mulțumim pentru că ai umplut în seara aceasta din nou catedrala cu acordurile minunate ale acestei orgi. Ai dezmorțit acele registre care de obicei se odihnesc, pentru că, desigur, în uzul obișnuit zilnic al orgii se folosesc doar câteva registre. Mulțumim tuturor dumneavoastră care ați rămas în seara aceasta în catedrală și tuturor celor care ne-ați urmărit în transmisiunea în direct. Prezența dumneavoastră este un semn al prețuirii muzicii sacre și cred și o jertfă pe care o putem considera oferită lui Dumnezeu în seara aceasta. Dacă am înțeles bine, ultima piesă era un Gloria in Excelsis. Ce frumos ca un astfel de concert să se termine cu o astfel de piesă. Mărirea adusă lui Dumnezeu pentru această frumusețe a muzicii pe care în seara aceasta am împărtășit-o cu Vlad Vișenescu. L-aș provoca la un aleluia. Oricum îl lăsăm să dea drumul acestei adunări să încheie acest concert minunat cu improvizații. De ce nu? Mulțumim!